aborda un subiect mult mai restrâns, cu legături mai mult cu latura propagandistică a regimului comunist din România. Trebuie să precizez că comunicarea de azi am pornit de la premiza că iconografiei liderului i s-a acordat un interes deosebit, nu numai în regimul comunist, ci și în cel fascist sau național-socialist. Această industrie fiind transformată în statele totalitare în politică de stat. Portretele liderilor au fost plasate în centrul demonstrațiilor de masă și a festivităților organizate cu prilejul diferitor evenimente cu mare miză simbolică. Mai mult, și asta consider foarte important, tipărirea portretului unui membru al partidului confirma activitatea lui pe scena puterii. De aceea, odată cu dispariția sa fizică sau politică, era scos din uz și tabloul cel înfățișat. Cazul grupului Pau Căruca Georgescu este unul sugestiv, dar tot la fel de interesant este și cel al lui Gheorghe Udej. Cu atât mai mult cu cât măsurile adoptate în acest sens după moartea sa relevă modul în care noi, deținătorii puterii, s-au raportat la trecut. Pentru că, în ciuda măsurilor în vederea eternizării memoriei liderului PMR, încă de la sfârșitul lunii martie anului 1965 se observă reticența lui Nicolae Ceaușescu în privința locului pe care ar trebui să-l ocupe pe viitor portretul marelui dispărut. Biroul politic nu mai poate cuprinde pe unul care nu mai există, se exprima unul prim secretar. Dezbaterile pe această temă au continuat. Prin urmare, mi-am propus să surprind politicile de reglementare afișării portretului lui Gheorghe Udej, înainte, dar în special după 1965. Mai precis, în intervalul cuprins între martie și iulie 1965, așadar până la Congresul al 9-lea al PCR. Pentru că măsurile adoptate după 19 martie oglindesc maniera în care a fost gestionată memoria fostului lider. În România, deși liderii nu au fost reprezentați în ipostaze variate, totuși agitația vizuală s-a remarcat prin numărul tablourilor produse în epocă. În plus, expunerea portretelor a îndeplinit de-a lungul timpului diferite funcții, de la legitimarea puterii și popularizarea liderilor până la perpetuarea și augmentarea cultului personalității acestora. Responsabilii cu propaganda au conștientizat acest rol, astfel încât încă de la conferința de propaganda PCR pe țară din ianuarie 1945, s-a discutat despre necesitatea de a multiplica portretele reprezentanților comuniști. Politica a fost pusă la îndeplinire în tocmai. Redacția ziarului Ultima Oră, de pildă, furniza informații cu privire la portretele liderilor comuniști în preajma alegerilor din martie 1948, care erau expuse pe toate gardurile, pe toate zidurile, pe toate edificiile. Această acțiune contribuită la transformarea alegerilor într-un adevărat bâlgi. Situația părea haotică din acest punct de vedere, cu atât mai mult cu cât până la începutul anului 1948 nu a existat o legislație care să reglementeze producția de tablouri. După cum se exprima Vasile Luca, se întâlneau portrete pe unde vrei și unde nu vrei, și mai mult decât atât, o mare parte din ele erau nereușite, fiind asemănite unor caricaturi în formă hidoasă. Iar Alexandru Drăghici critica în ședința biroului politic din 4 aprilie 1956 faptul că vezi pretutinde în colțuri roșii cu poze multe, cărora le-ar mai trebui și o candelă și o icoană. Din 1948, dispunerea tablourilor va fi reglementată înaintea sărbătoririi unor evenimente prin intermediul instrucțiunilor sau a planurilor ce erau întocmite cu câteva săptămâni în avans. Tot acum s-a interzis folosirea oricăror altor portrete în afară de cele confecționate la editura PNR. Din 1951, după formarea Comisiei de Control a Portretelor, se va acorda o atenție sporită tablourilor lui Gheorghe Udej. S-a solicitat în mod repetat ca portretul său să predomine dintre cele ale membrilor PMR. Același interes a fost acordat și conținutului, respectiv formei portretelor, care nu erau considerate destul de expresive. Mai mult, Reuntele Utu caracteriza agitația vizuală drept una urâtă, întrucât portretele, lozincile și steagurile erau înghesuite, cultivându-se prostul gust. Acesta recunoștea tranșant că, citez, am scăpat din mână agitația vizuală. De aceea, pe 22 martie 1952, în urma unei ședințe a biroului organizatoric, a fost adoptată o hotărâre cu privire la controlul agitației vizuale. Necesitatea unui astfel de demers era explicată prin existența unui mare haos în domeniu, ceea ce a condus la publicarea de lucruri nepotrivite, la cheltuieli excesive pentru diferite pavazări și ornamentări. De asemenea, se constatase apariția unor organizații parazitare care încasau de la partid sume de milioane de lei pentru lucrări considerate în general de foarte proastă calitate.
Mai mult, Bucureștiul se confrunta cu un abuz de portrete și decorații, iar birourile din minister aveau postate pe pereți prea multe portrete și lozinci. Parcă ar fi o panoramă, după cum se spunea. Începând din 1960, se constată o nouă dinamică a expunerii tablourilor membrilor partidului, datorită deciziei adoptate de Direcția de Propagandă și Agitație în data de 23 martie. Hotărârile, bineînțeles, erau o consecință a prefacerilor din plan intern și extern din a doua jumătate a anilor 50. S-a propus așadar ca în sediile de partid și în cele a organizațiilor de masă să se folosească pe viitor doar tabloul lui Gheorghe Udej. Tot portretul său, fie singur, fie însoțit de cel al lui Chibu Stoica, urma să fie expus în sediile ministerelor, ale sfaturilor populare și ale altor instituții de stat, la fel ca și în sediile unităților industriale, agricole, de învățământ, militare și culturale. De asemenea, în încăperile ambasadelor repere trebuiau să se folosească doar portretele lui Diudej, Chibu Stoica și Ghe Maurer. Cele ale membrilor biroului de politic erau permise doar în sări de mari, de adunări și ședințe, unde exista spațiul corespunzător expunerii. Încercările de îmbunătățire a agitației vizuale deveniseră o grijă permanentă a aparatului propagandistic. În 1964, de pildă, s-a creat un nou sector în cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, cu atribuții în această direcție. De asemenea, s-au adoptat măsuri în vederea optimizării conținutului materialelor editate pe plan central și extinderii tematicii acestora. Deși a existat o preocupare continuă pentru dispunerea portretelor membrilor partidului, neregulile s-au menținut. S-a sesizat că în diferite zone apăruseră imagini ale lui Gheorghe Udej, Chibu Stoica și Lenin, realizate de pictori neautorizați, foarte multe fiind nereușite denaturând realitatea. Situația degenerase atât de mult încât în satul mare, la cooperativa de producție Ocmartie, s-au confecționat pungi de ambalaj pe care au tipărit de portretele lui Gheorghe Udej și Chibu Stoica. Situația se va schimba radical după moartea lui Gheorghe Udej și în urma deciziilor adoptate în vederea restructurării secretariatului CC. Întrucât schimbările intervenite pe linie de partid și de stat creaseră o nouă ierarhie, s-a propus în cadrul ședinței biroului politic din 29 martie 1965, care unde răutul să identifice până pe data de 1 aprilie soluții cu privire la noul mod de așezare a portretelor membrilor biroului politic și ale lui Gheorghe Udej în sediile organelor de partid, de stat și în locurile publice. Hotărârea venea la numai două zile după cea referitoare la ordinea în care trebuia să se publice în presă numele membrilor biroului politic. Aflăm de la Leonte Răutu că la momentul respectiv, așadar la 5 zile de la funerarii, în sediile comitetelor de partid se aflau portretele în ordinea de dinaintea morții fostului prim-secretar, sugerând în consecință să se ofere indicații comitetelor regionale pentru a efectua modificările necesare. Astfel, în locul unde existau portrete ale membrilor biroului politic, urma să se pună noua componență, iar portretul lui Gheorghe Udej trebuia să fie plasat separat în aceeași încăpere. Mai moderat într-o primă fază, Maurer sugera amânarea deciziei privitoare la locul pe care trebuia să-l ocupe portretul lui Gheorghe Udej, considerând că, citez, trebuie să stea în acele locuri unde poate să înfățișeze imaginea unui om care a fost ceva foarte important pentru țara aceasta, dar care nu mai există. Încheie citatul. Astfel, la data de 1 aprilie 1965, s-a discutat printre altele și despre această chestiune. Nicolae Ceaușescu considera problema ca una extrem de urgentă, cu atât mai mult cu cât populația cere lămuriri. Deși pentru rezolvarea acestei chestiuni fusese însărcinat cu două zile înainte Leonte Răutu, în timpul ședinței i-a sugerat lui Ighe Maurer să vină cu propuneri pe această temă. Acesta, după cum arată intervenția sa, se pregătise dinainte destul de meticulos. Înainte de toate, s-a referit la problematica generală a portretelor, care, în opinia sa, nu ar trebui postate așa cum sunt astăzi, în toate părțile. Referindu-se la Gheorghe Udej, s-a arătat de acord cu necesitatea permanentizării memoriei sale, însă aceasta doar în forme compatibile cu cinstirea amintirii unui om. Cu alte cuvinte, nu în formele specifice atunci când fostul lider se afla în viață. Considera că, așa cum era obiceiul, trebuiau folosite portretele personalităților care exercită funcțiile statului, care sunt în viață. Prin urmare, și-a exprimat opinia că portretul său ar trebui să fie scos. Explicația pe care o oferea era aceea că poate să influențeze negativ lucrurile, în sensul în care, citez, face mai greu de stabilit încrederea de care trebuie să se bucure conducerea statului și a partidului și dă oarecum impresia că va fi lipsit statul acesta într-o oarecare măsură de conducerea pe care trebuie să o aibă ca să meargă bine lucrurile. Încheie citatul. În orice caz, Maurer nu propunea eliminarea completă a lui Gheorghe Udej din imaginarul colectiv, ci înlocuirea portretului său cu un bust. Până la realizarea respectivului proiect, însă,
Era de părere că portretul său ar trebui plasat într-un loc care să nu inducă ideea că ar fi vorba de un om care exercită efectiv conducerea. Propunea ca respectivul tablou să se regăsească doar în sediile comitetelor regionale de partid, iar în celelalte instituții, birouri sau sedii să fie scoase. Principala problemă pe care o avea Maurer era ca populația să nu înregistreze negativ acest gest. Știm popularitatea de care se bucura Gheorghiu Dej în anii 60, al mesajele de condoleanțe care au fost primite, poeziile care au fost dedicate după deces, relevă acest lucru. Era privit ipostaza de cel mai frumos luceafă, citez acum din poeziile care au fost consacrate, scump părinte, mare dispărut sau diamant pierdut. Dispariția bruscă a portretului său putea ridica unele semne de întrebare. De aceea, Maurer a insistat pe modul în care ar trebui să se desfășoare operațiunea. În aparență circumspect, considera că nu este nevoie nici de expunerea întregii galerii a clasicilor marxist-leninismului. În locul lor, considera Maurer, în birouri ar trebui pus ceva ce poate înfrumuseța peisajul. Astfel de tablouri, la fel ca și cel al lui Gheorghiu Dej, trebuiau lăsate doar într-un singur loc, în cadrul organizațiilor de partid și în sală de ședință. Așadar, nu în toate birourile, cum era practica până la momentul respectiv. Contesta faptul că, în realitate, această practică fusese preluată de la sovietici, prin urmare, trebuiau să se detașeze de ea. Concluzia sa era aceea că, eliminând portretul lui Gheorghiu Dej, oamenii nu vor mai simți același sentiment de tristețe pe care îl face să nască amintirea pierderii. Acestea sunt cuvintele lui. Următorul care a intervenit a fost Nicolae Ceaușescu, care a subliniat că problema înlocuirii tabloului lui Gheorghiu Dej avea înainte de toate importanță politică. Prin urmare, considera că trebuie să se procedeze cu prudență pentru a nu se isca interpretări false. Consideram, în schimb, că atât timp cât biroul politic avea deja o nouă compoziție, nu mai pot exista cei care nu mai sunt în viață. Mai mult, accentua faptul că, în decursul anilor, această problemă degenerase. Cum spunea, nu era cârciumă și prăvălie unde să nu fie portret, bineînțeles, exagerând. După cinstire însemna în opinia sa, citez, să fie pus într-un loc de cinste, în sediul partidului, unde să fie un gust. Încheie citatul. A adăugat că nici în celelalte state comuniste nu erau expuse portretele conducătorilor decedați. Acest lucru, bineînțeles, nu era o realitate. Luăm cazul Uniunii Sovietice, cu Lenin, Stalin, bineînțeles, care a fost scos după 1962, continuăm cu exemplul Bulgaria, Dimitrov, avem și exemplul RDG cu Wilhelm Pick, președintele RDG, și, bineînțeles, exemplele pot continua. Cu toate acestea, spre deosebire de Maurer, considera că în birouri nu ar trebui să fie pus niciun tablou, nici pentru cei în viață, nici pentru cei decedați. Portretul trebuie să fie într-un singur loc, doar la sediul partidului. Discuțiile au fost reluate pe data de 23 iulie 1965, când s-a propus folosirea portretelor membrilor plin ai Comitetului Politic Executiv, a diferitele meeting-uri sau demonstrații. Dar, întrucât odată cu formarea Comitetului Executiv, numărul membrilor acestui organism crescuse la 15, era nevoie de un spațiu generos pentru plasarea lor în încăperi. Așadar, s-a ajuns la soluția ca în locurile de expunere să apară doar portretele membrilor prezidiului permanent, iar la diferite meeting-uri, adunări festive sau demonstrații să fie utilizate cele ale CPX. Bineînțeles, nu s-a mai pus în discuție problema portretului lui Gheorghiu Dej. Toate aceste măsuri confirmă faptul că în iulie 1965, la numai 4 luni de la dispariție, existau semne că Gheorghiu Dej va fi curând uitat. Tactica făcea parte din strategia lui Nicolae Ceaușescu de consolidare a propriei puteri, al cărei punct culminant va fi atins la plenarea ACC din aprilie 1968. După cel de-al 9-lea congres al PCR, numele lui Gheorghiu Dej nu va mai fi pomenit decât rare ori. Imaginea fostului lider a fost demonată rapid, amintind de remarca lui Gustave Le Bon, potrivit căreia, dacă ideilor le trebuie timp îndelungat spre a se stabili în bugetul mulțimilor, un timp mai puțin considerabil este necesar ca să iasă de acolo. Vă mulțumesc! Urmează Alexandru Mironov cu o comunicare intitulată PCR și Congresul al 9-lea, modernizare, profesionalizare sau birocratizare. Mulțumesc, doamnă. E o întrebare, rămâne de văzut dacă are și răspuns. Încercarea mea este să fac o foarte scurtă analiză socioprofesională a celor care constituie, care se instalează în nomenclatura de partid începând cu 1965, în scopul de a
sesiza dacă acesta este un trend ce va fi confirmat în evoluțiile ulterioare în timpul regimului Ceaușescu. Dar deocamdată aceasta e doar un început, prin urmare analiza se face exclusiv pe membrii conducerii în 1965. Între congresele comuniste post-belice, congresul al IX-lea se detașează prin importanța și amploarea deciziilor adoptate. Acestea au avut consecințe de durată, evenimentul putut fi caracterizat de debutul regimului condus de Nicolae Ceaușescu, care a deținut de altfel și principalul rol pentru prima dată în cariera sa. Organizat la câteva luni de la decesul lui Gheorghe Gheorghe Udej, care se produsese în martie 35, și de-al IX-lea congres a desfășurat între 19 și 24 iulie 1965 la București, noua delegantă a Palatului. Au participat 1357 de delegați cu drept de vot deliberativ și 209 delegați cu drept de vot consultativ. Congresul a beneficiat și de prezența a 56 de delegații ale unor partide comuniste, muncitorești sau apropiate de același curent politic. După prezentarea delegațiilor străine, adunarea a ținut un moment de reculegere în memoria lui Gheorghe Udej. Apoi s-a trecut la alegerea prezidiului Congresului, care era format din 33 de persoane. Am să mă opresc un pic, pentru că nu avem posibilitatea de a proiecta sau de a face altfel. Eu am realizat aici niște liste în care sunt toate persoanele pe care le voi nominaliza, pentru a nu mai fi obligat să le citesc, sunt prea mulți. Cei mai mulți au trecut organizația pe care o reprezentau, anul nașterii și mai ales profesiunea. Și o să vă rog să le dați să circule. Analiza ne arată că între cei care prezidau importanta reuniune se regăsesc atât și mai ales lideri consacrați în timpul fostului șef al partidului, dar și câțiva dintre susținătorii noului lider. Conducerea era aproape exclusiv masculină, nu existau decât două femei. Din punct de vedere regional, cea mai bine reprezentată era capitala, cu 7 delegații, între care Nicolae Ceaușescu personal, fiind urmată de regiunile Brașov, Cluj și Iași, cu câte 3 delegații fiecare, de Dobrogea, Mureș și Olt, cu câte 2, și de Argeș, Banat, Galați, Hunedoara, Maramureș, Ploiești și Suceava, cu doar câte 1. Regiunea Bacău nu era reprezentată deloc. Se poate constata că, raportat la numărul populației, cel mai slab reprezentate provincii istorice în prezidiul Unirii erau Moldova și Oltenia. Trebuie ținut însă cont și de faptul că cei mai mulți formau nomenclatura superioară a partidului, iar delegațiile lor erau fixate de chiar Comitetul Central, astfel că, în realitate, legătura lor cu regiunile reprezentate era redusă. Tot atunci s-a stabilit Comisia de Validare, Secretariatul. În cazul Secretariatului Întrunirii, observăm că au fost nominalizați demnitare relativ tineri, media de vârstă a acestora fiind de aproximativ 40 de ani. De asemenea, mulți dintre aceștia vor face ulterior importante cariere. Au fost fixate 6 puncte pe ordinea de zi. Nu am să le mai repet pentru că nu sunt neapărat interesante pentru prezentarea mea. Fiecare dintre cei din raportori și-a citit, a lecturat propriul document. Acestea erau stabilite câte două, cât un raport în fiecare ședință, erau două ședințe pe zi. După care urmau luările de cuvânt ale delegațiilor reprezentând organizațiile locale, între care erau intercalate și saluturile trimise de invitații străini. Toate în ordine importanței. Prima delegație, chiar în prima seară, a vorbit Florin Dănălache, reprezentând organizația București. Prima delegație străină care și-a prezentat omagile a fost evidenția sovietică, în după amiaza celei de-a doua zile, cuvintarea fiind rostită de însuși Brejnev. Apoi au urmat Tipu Stoica și apoi Dăscălescu. Conform cifrelor prezentate la Congres, partidul avea circa 1.450.000 de membri și candidați, grupați în 56.000 de organizații locale, din care 44% erau muncitori, iar 34% țărani. Intelectualii reprezentau aproximativ 10%. Din punct de vedere demografic, femeile erau doar 21%, iar din punct de vedere etnic, 87% erau români, 9% maghiari. Acestea sunt cifre cunoscute, dar vreau doar să vi le reamintesc. Partidul era relativ tânăr, 64% din membrii de partid având sub 40 de ani, fapt ce a permis întinerirea Comitetului Central prin extindere, dar și introducerea unor oameni noi, posibile aliații ale lui Nicolae Ceaușescu. Relaxarea generală se făcea simțită măcar la nivel declarativ. Accesul în partid a devenit mai simplu, desființându-se stagiu obligatoriu, iar membrii fostelor partide din stânga democratică au fost asimilații legaliștilor.
Sancțiunea blamului public, moștenirea de stalinistă directă a fost eliminată, dar divulgarea secretelor de stat și de partid a fost incriminată și politic, nu numai penal, ca până atunci. De o deosebită importanță, în cadrul întăririi democrației interne a partidului, a fost introducerea interdicției cumului de funcții politice de execuții, indiferent de natura acestora. Dar vă reamintesc că prevederea a fost aplicată timp de numai 2 ani. Congresul a ales și o nouă compoziție a Comitetului Central, al cărui rol, conform noului statut, era întărit. Plenarele trebuiau să se desfășoare de cel puțin 3 ori pe an, măcar o dată la fiecare 4 luni. Erau 121 de membri titulari și 78 de membri supleanți. Vârsta medie a membrilor titulari ai Comitetului Central, ales în vara lui 1965, era ușor sub 50 de ani, în condițiile în care liderul partidului avea 47. Cei mai tineri membri erau Vasile Potop și Ion Stănescu, 36 de ani, iar cel mai în vârstă era Ion Pas, de 70 de ani. Erau însă doar 15 femei membri ale Comitetului Central. 70 de membri din cei 121 fuseseră realeși în condițiile în care Comitetul Central ales în 1960 număra 79 de membri titulari. Se poate afirma că acesta fusese reales practic integral, dacă excludem decesele. 15 din noi membri titulari erau promovați dintre supleanții fostei structuri de conducere, care avea 31 de posturi, așadar aproximativ jumătate. Putem concluziona că vechiul Comitet Central avea mandatul reînnoit. În cazul membrilor supleanți, media de vârstă scădea la aproape 43 de ani. Cei mai tineri având aproximativ 31 de ani, Ștefan Bârlea, Petru Enache și Richard Winter. Iar cel mai în vârstă, 67, Tudor Ionescu. 8 dintre cei care se regăseau pe listă fuseseră realeși în această demnitate, ceea ce ridica la 23 din 31 numărul membrilor supleanți din fostul Comitet Central care se regăseau într-o formă sau alta în cel nou. Și în acest caz, numărul femeilor era foarte redus, doar 5. În ceea ce privește formația profesională, ambele structuri erau masiv dominate de activiști, care își făcuseră cariera exclusiv prin avansarea politică în rândurile nomenclaturii. În aproape toate cazurile, educația era relativ scăzută sau fusese dobândit ulterior accesului la putere. Astfel, 86 din noi membri titulari erau activiști, în timp ce 43 dintre supleanți erau la fel. În prima categorie erau doar 18 ingineri sau tehnocrați. Proporțional vorbind, supleanții stăteau mai bine, cu același număr 18, dar aici vârsta scăzută poate indica o tendință spre o profesionalizare a nomenclaturii, în spirit cu dezvoltarea economică a țării, producție industrială crescuse cu 15% pe an în perioada 60-62. Și începuse să se simtă și care ducea la apariția unei birocrații economice, ce se va afirma tot mai mult. În Comitetul Central intraseră și multe nume noi, 36 dintre titulari intrau direct în conducere, fără stagiu de supleant. Dintre cei 75 de supleanți, 67 erau aleși prima dată în fruntea partidului. Mulți dintre aceștia erau oameni care își datorau cariera integral noului lider, iar promovarea lor va fi strâns legată de regimul acestuia. Unii vor rezista până în 1989 și vor ocupa cele mai înalte funcții politice, Emil Bogu, Ioan Cuman, Dăscălescu, Mihai Gere sau Suzanica Gâdea. În echipa din 65, o apariție meteorică a avut și medicul Vasile Mârza, care mai fusese membru al Comitetului Central între 45 și 48, dar a fi apoi dispărut din prim planul politic. De asemenea, din cei 196 de membri titulari sau supleanți, unul singur, Gheorghe Maftei, era țăran. Prima plenară a noului Comitet Central a avut loc chiar în timpul celui de-al nouălea congres, în seara zilei de 23 iulie. A fost consacrată alegerii organelor permanente de conducere, a fost ales un nou politbiro, denumit de acum Comitet Executiv, un secretariat, un colegiu central, un prezidiu, sigur aici sunt și numele celor aleși, la fel dacă vă uitați prin documentele pe care vi le-am trimis, o să le găsiți. Media de vârstă era de aproape 53 de ani, cel mai tânăr membru al biroului politic din Paul Niculescu Mizil, 42, iar cel mai în vârstă Voitec, 65. Pe lângă cei 15 membri au fost aleși numai puțin de 10 supleanți. Aici media de vârstă era și mai scăzută, 46 de ani, cel mai tânăr fiind Ianuș Fazekas, 39, iar cel mai în vârstă Dumitru Colingu, 58. Ținând cont de faptul că ultimul birou politic al lui Iteș avea doar 9 membri și 4 supleanți și că dintre primii unul decedase, adică a fost lider, constatăm că toți ceilalți s-au reales în noua structură lărgită pentru a face loc și altora. Noul lider și-a asigurat însă un număr de supleanți fideli pe care îi va promova ulterior în locul vechilor titulari îndepărtați.
Dacă această instituție conducea partidul între plenarele Comitetului Central, dimensiunile ei lăsbite au impus crearea unui prezidiu permanent care să gestioneze afacerile curente. Media de vârstă a membrilor prezidiului era de 55 de ani, Ceaușescu fiind cel mai tânăr, iar Mauro cel mai în vârstă. Tot atunci au fost desemnați și cei 8 secretari ai Comitetului Central, numărul lor se dublase de la congresul anterior, iar aici găsim atât oameni din vechea conducere, cât și noi, criteriul nominalizării fiind probabil experiența. Mihai Dalea, Drăghici, Moghiu Roș, Marea Mănescu, Paul Nicolescu Mizil, Vasile Patilinez, Leonte Răutu și Virgil Trofiu. Colegiul Central de Partid era prezidat de această dată de Dumitru Coliu. În structurile cele mai înalte ale conducerii partidului nu exista nicio femeie. Bun, calculele de mai sus, acum pentru a trece un pic la cum am făcut aceste, cum am ajuns la aceste cifre. Calculele de mai sus au fost făcute prin analizarea biografiilor membrilor Comitetului Central, din care s-au reținut vârsta și pregătirea profesională. În legătură cu acest ultim aspect, care este foarte important, au contat mai puțin școlile absolvite, ci carierele urmate. Astfel, dacă formația era antibilică sau dacă dobândirea demnităților fusese făcută după o solidă activitate profesională, i-am considerat intrați în nomenclatură în baza meritelor personale, indiferent de poziția politică dobândită ulterior, este cazul lui Ion Gheorghe Maură. Dacă avansarea în ierarhie s-a făcut însă exclusiv pe baza meritelor politice, cei în cauză au fost considerați activiști, indiferent de situația lor școlară, pentru că, de exemplu, în cazul lui Bodnăraș, acesta are studii de specialitate făcute înainte de ajungerea la putere. Cu toate astea, nu cred că este relevantă pregătirea lui profesională și nu este singurul. Marea Mănescu este un alt caz. Nu știu unde ai putea să-l plasezi. Marea Mănescu este un om evident educat, dar cariera lui politică lasă în umbră orice fel de carieră profesională. Și mai sunt câteva cazuri. Ion Iliescu este unul dintre ei, indiferent care este baza lui educațională, nu are relevanță, după părerea mea, deoarece el s-a întors la meseria pentru care fusese pregătit foarte târziu. Și invers funcționează. Uneori există tehnicieni care nu au studiile necesare și este cazul lui Virgil Trofin, de exemplu, un om pus în general în funcții complicate, funcții tehnice, unde era nevoie de multă capacitate de organizare. Deși totuși în cazul lui Trofin pregătirea lui școlară era vadin inexistent, era mecanic de locomotivă. Putem astfel constata că, începând cu mijlocul anilor 60, nomenclatura s-a profesionalizat, fiind aduși tot mai mulți tehnocrați în postul de decizie. Fenomenul s-a accentuat în următorul deceniu și jumătate, pentru ca, după 1980, unicul criteriu de selecție să fie loialitatea față de liderul suprem. De altfel, cu foarte mici excepții, pe care v-am spus, cum era Marea Mănescu, specialiștii nu au intrat niciodată în primul cerc, pentru a parafraza pe Solzhenitsyn. Ipoteza noastră este aceea că a fost, nu știm dacă intenționat sau nu, o tentativă vizibilă de a construi un fel de elită specializată, o încercare care a eșuat, pe măsură ce spre 1980 Nicolae Ceaușescu a început să se debaraseze de aceste persoane. Trebuie însă înțeles și că oamenii aceștia care erau foarte tineri, care erau adeseori foarte buni profesionali, își datorau carierele lui Nicolae Ceaușescu, care i-a promovat foarte repede în funcții foarte înalte. Deci, într-un fel, Nicolae Ceaușescu, practic, și-a distrus elita pe care regimul, a distrus, practic, elita pe care regimul începuse să o producă. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Urmează doamna Elena Negru de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Republicii Moldova, care cred că este la a treia prezență la o conferință de-a noastră și mulțumim. O comunicare intitulată Reconsiderarea politicii cu RSS față de România în anul 1965. Vă rog. Onorate asistențe,
În comunicarea mea mă voi referi la coordonatele războiului propagandistic declanșat de URSS în 1965 împotriva României. Care au fost componentele acestui război și cum s-a derulat începând din 1965. Cursul de distanțare a României de URSS de la începutul anilor 60 agravează relațiile cu Moscova, astfel încât după moartea lui Gheorghiu Deș și instalarea în martie 1965 a lui Nicolae Ceaușescu în frunte PCR, liderii sovietici declanșează un adevărat război propagandistic, al cărui scop era subminarea și pedepsirea noii conduceri, ce nu dădea semne de revenire în albia comună, cum se exprimase un lider sovietic. Primele semnale despre noua turnură în relațiile URSS cu România datează din vara anului 1965. În documentele descoperite recent în arhivele din Chișinău, se păstrează diverse informări, adrese ale liderului PCM, Ivan Bodiu, către CC al PCUS, de unde putem deduce că se preconiza acest război propagandistic. Deci, într-o adresă din 10 iulie 1965, primul secretar al CC al PCM se referea la neliniștea profundă în legătură cu numărul mare de cărți, reviste și ziare din România, în RSSM, și capacitățile retransmițătoarelor radio și TV din RSR, care emiteau și pe teritoriul RSSM, și despre audiența posturilor românești, care o depășea pe cea a posturilor locale. Într-o altă adresă de 19 septembrie 1965, același prim secretar atenționa conducerea centrală de la Moscova în legătură cu influența puternică radioului și televiziunii din RSR asupra locuitorilor din stânga Prutului, mai ales a celor din raioanele de frontiere, și despre necesitatea adoptării de urgență a unor contramăsuri. Informările conducerii de la Chișinău către CC al PCUS în legătură cu profilarea în RSSM a unei mișcări de renaștere culturală românească se multiplică, mai ales după Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor, care a avut loc în data de 14-15 octombrie 1965 la Chișinău, unde a fost pusă în mod tranșant problema revenirii la alfabetul latin și extinderii funcțiilor sociale ale limbii moldovenești, cum se numea limba română atunci, îmbunătățirea calității manualelor școlare, pledoriile scriitorilor și oamenilor de cultură, de RSSM în favoarea limbii române și alfabetului latin au fost calificate de conducerea de la Chișinău drept manifestări naționaliste și în subsidiar consecințe ale influenței românești. La 29 noiembrie 65, Bodiu a adresat o altă scrisoare CC al PCUS care informa despre conturarea unor tendințe naționaliste în rândul intelectualității din Republică, ca urmare a publicării unei serii de lucrări în România, în care se denaturează trecutul istoric al Moldovei, intensificării propagandei burgheze în legătură cu aceste probleme, creșterii afluxului de literatură străină. Am încheiat citatul. În opinia conducerii de la Chișinău, luările de cuvânt ale unor scriitori în care era subliniată ideea apartenenței moldovenilor la națiunile de origine latine erau expresia tendințelor pro-române. Expresia ale tendințelor naționaliste și pro-române erau și afirmațiile scriitorului Ion Druță, care la același congres îndemna conducerea PCM să nu se grăbească să înalțe un zid chinezesc între Moldova și România. De asemenea, remarca tendința periculoasă a creșterii numărului abonaților din RSSM la ziarele și revistele din RSR. Dacă în 1964 erau 17,5 mii de abonați, la sfârșitul anului 65, numărul se dublase, atingând cifra de peste 35 de mii de abonați. Deoarece presa periodică din România exercita, după cum se exprima liderul PCM, o influență negativă, solicita intervenția CC al PCUS pentru o limitare semnificativă a afluenței în RSSM a cărților, ziarelor și revistelor din România. Hotărârea prezidiului CC al PCM din 13 decembrie 65
Cu privire la măsurile de intensificare educației internaționaliste oamenilor muncii din Republică, prevedea elaborarea unui plan de acțiuni în vederea intensificării muncii politice în rândul oamenilor muncii din Republică, în special a intelectualității și studenților. Acțiunile îndreptate împotriva României, pentru că această hotărâre, în această hotărâre sunt prevăzute primele acțiuni sau măsuri în vederea intensificării propagandei împotriva României. Acțiunile îndreptate împotriva României preconizau intensificarea propagandei privind istoria și cultura poporului moldovean, realizările economice spectaculoase a anii postbelici, în contrast cu perioada interbelică. În consecință, PCM și PCUS au decis restructurări profunde ale activității ideologice și propagandistice. Lupta împotriva naționalismului românesc, intern și extern, a devenit o prioritate a întregului aparat politico-ideologic din RSSM și URSS. În acest scop au fost mobilizate instituțiile deja existente, ale PCM și ale Consiliului de Miniștri, secțiile ideologice, Ministerul Învățământului Public, Ministerul Culturii, Academie de Științe de la Chișinău. Războiul propagandistic a URSS împotriva României s-a derulat pe multiple planuri, precum ar fi limitarea și interzicerea cărților și presei din România, restricții privind vizitele reciproce între rude, cunoștințe de pe cele două maluri ale Prutului, neutralizarea audiovizualului din RSR, reglementarea schimburilor turistice între RSSM și RSR, combaterea istoriografiei române. Fiecare dintre aceste aspecte ale războiului propagandistic a avut o dinamică proprie. Problema circulației presei românești a fost soluționată în linii mari în anii 66-70. Deci în această perioadă, prin limitări consecutive, pentru că în data de 1 februarie 1966 a fost adoptată o hotărâre cu privire la literatura care vine din străinătate, așa se chema hotărârea, în care era îndreptat împotriva României și deci al cărei scop a fost de a limita drastic numărul de reviste și cărți care soseau din România. Și deci în anii 70, deci până în anul 1970, s-a încercat și s-a reușit ca să limiteze abonarea deci, la reviste și presă românească, dar este interesant că locuitorii din Chișinău și din alte orașe găseau alte ieșiri din situație. Mergeau în principalele orașe ale Uniunii Sovietice, Moscova, Leningrad, Odessa, ajungeau chiar și în Extremul Orient, la Sahalin și se abonau acolo și de acolo soseau deci, revistele și ziarele. De asemenea și cărțile din librăriile de la Moscova, Leningrad, Cernăuți, Odessa, de acolo erau procurate. Și când conducerea de la Chișinău a observat acest lucru, a făcut demersuri pe lângă cel pe CUS să nu se mai permită abonările în respectivele orașe din Uniunea Sovietică. După 1975, rezultatul unor insistențe periodice ale conducerii PCM către CCL-PCUS, posibilitatea românilor din RSSM de a se abona la edițiile periodice din România și în alte zone ale Uniunii Sovietice a fost suprimată. După aceea, doar Academiei de Științe și Biblioteca de Stat din Chișinău mai aveau dreptul să aboneze ziare și reviste din România pentru a-și completa fondurile speciale și a deservi aparatul ideologic din RSSM. Deci, în acest mod, a fost înlăturat unul din obstacole principale în calea politicii de sovietizare și rusificare. În ceea ce privește vizitele reciproce, într-o primă etapă, după soluționarea în martie 1966 a călătoriilor reciproce fără vize a cetățenilor sovietici și români, și până în 1970, autoritățile din RSSM s-au confruntat cu un număr anual în creștere de cetățeni români care soseau în SSM și de cetățeni care plecau de acolo în România, în vizită la rude și cunoștințe. În 1970, deci, cifra totală atingea peste 10.000 de cetățeni români care soseau în SSM. Deci acest fapt, special la rude, acest fapt a alarmat conducerea sovietică. Și începând din 1971 este impus un control foarte strict în privința obținerii dreptului de a invita rude din RSR, pentru că așa atunci
deci era modalitatea de a vizita RSSM. Trebuia să ai invitație, dar invitația puteai să o capiți acest drept de a invita în baza unor bilete emise de primării, de Sovietele Sătești. Și de ce Sovietele Sătești au impus controle și pentru ca să nu dea voie să vină cetățenii la rude. Toate aceste măsuri au contribuit la scăderea drastică pe parcursul anilor 70, începutul anilor 80, în numărul călătorilor în scop particular în ambele direcții. În perioada 65-89, PCN a întreprins eforturi disperate de a dezvolta mijloacele de transmisie, de la construirea unor stații releu și până la dotarea cu aparatura studiourilor pentru a ține piept superiorității releilor de televiziune românești instalate în județele de la frontieră. Știm că deci releile de la Galați, Iași, emiteau și teritoriul deci, Republicii Sovietice Moldovenești și iată, deci ei au depus eforturi disperate, însă și chiar au declanșat un război al antenelor îndreptate spre România, pentru că cetățenii ce făceau? Își cumpărau antenele, îndreptau spre România și așa puteau ca să recepționeze aceste emisiuni. Una dintre țintele principale ale războiului propagandistic împotriva cursului deosebit al conducerii RSR, în anul 65 a constituit istoriografia. Au fost adoptate o serie de hotărâri strict secrete ale CC al PCUS și CC al PCM, care pe de o parte dezavau lucrările istoricilor și sociologilor din România, iar pe de altă parte preconizau elaborarea și detalii de către savanții sovietici a unor numeroase lucrări care trebuiau să reflecte corect problema Basarabiei, relațiilor ruso- și sovieto-române. Totuși, spre deosebire de alte aspecte ale războiului propagandistic, sovietic împotriva României pe terenul istoriografiei, deci a fost cel mai îndelungat și fără sorți de izbândă. Pentru că dacă deci, presa, vizitele, relațiile turistice, adică au fost într-un fel reglementate, cum se prevedeau documentele de partid și s-a reușit acest lucru să se facă în ceea ce privește istoriografia. Deci războiul a fost pierdut într-un fel pentru că istoricii români spuneau adevărul și în pofida faptului că Uniunea Sovietică impunea chiar și liderilor sovietici în cadrul întâlnirilor, discuțiilor, întrevederilor, punctelor de vedere, nu a reușit să facă acest lucru pentru că chiar în 78, când a avut loc în 77 în Crimea, între Ceaușescu și Brejnev o discuție și Ceaușescu a întrebat, deci Brejnev a întrebat dacă are pretenții teritoriale României față de Uniunea Sovietică, Ceaușescu a răspuns foarte prompt că noi nu avem pretenții teritoriale față de Uniunea Sovietică, dar dorim ca să se scrie adevărul istoric și să nu se falsifice istoria așa cum face istoriografia sovietică. Documentele descoperite recent în arhivele de la Chișinău relevă atitudinea extrem de negativă a Moscovii față de cursul separat al Bucureștiului și reflectă disputa celor două țări cu privire la tratarea problemelor de istorie. A fost vorba, după cum reiese din documente, de un dictat constant al liderilor URSS, care insistau ca oficialitățile din RSR să abandoneze cursul politic naționalist, revizionist, cum îl numeau ei, și să accepte în mod univoc pretențiile punctul de vedere sovietic. Conducerea de la București a respins categoric aceste pretenții sau acest punct de vedere al oficialilor de la Moscova. Evoluția războiului propagandistic putem să evidențiem două mari perioade, 1965-1975 și a doua perioadă 76-89, fiecare cunoscând perioade de apogeu și acalmie. Pentru că în cadrul acestor mari perioade au fost momente de tensiune extremă și deci de relativă relaxare. Însă această relaxare a fost aparentă. Pentru că războiul propagandistic a fost continuu, un război continuu care a durat până în 1989, până la prăbușirea comunismului. Vă mulțumim și noi. Dăm cuvântul acum domnului Octavian Droschi de la NDST, care ne va vorbi despre politici agrare sub guvernarea Ceaușescu, între modernizare și presiuni administrative. Da, vă mulțumesc. Am să încep prin
rezuma istoria unui film care s-a difuzat în România începând cu 1980. Titlul lui a fost O lacrimă de fată, în regia lui Iosif Cerian, avându-l ca personaj principal pe actorul Dorel Vișan, actorul bine cunoscut. De ce vorbesc despre acest film? Fiindcă el arată unul din mecanismele de mistificare a agriculturii colectiviste în România, cel puțin pentru perioada Ceaușescu. Despre ce este vorba foarte pe scurt în acest film? Dorel Vișan interpretează rolul unui major de miliție care sosește într-un sat pentru a încheta moartea suspectă a unei tinere. Iar din investigațiile făcute de acest major de miliție, rezultă că această fată a fost omorâtă, fiindcă aflase că în satul respectiv, CAP-ul raporta o suprafață de teren mult mai mică decât era în realitate, desigur cu complicitatea președintelui CAP-ului și a întregii administrații, în ideea că, evident, raportând o producție la o suprafață mai mică, rezulta că respectiva cooperativă obținea rezultate deosebite și pentru aceste rezultate era recompensată, primea medalii și așa mai departe. Deci există o relație de cauzalitate între faptul că această tânără care lucra la măsurători descoperă adevărul și faptul că ea, până la urmă, este omorâtă pentru a nu divulga această descoperire autorităților. Am început cu această scurtă istorie care a constituit subiectul filmului O lacrimă de fată, pentru a atrage atenția că în momentul de cât ori vorbim despre agricultura structurilor colectiviste în România, trebuie să avem o oarecare rezervă în privința cifrelor, deși, în cele din urmă, pentru a face o analiză a atât a productivității cât și a evoluției, mai ales a dinamicii și a raporturilor între cifrele de producție ale sectorului socialist reprezentat de IAS-uri după 1967 și marele sector colectivist reprezentat de CAP-uri. Acest factor de, eu știu, de aproximare a cifrelor rămâne întotdeauna de luat în considerare, mai ales în ce privește sectorul colectivist. Acum, în ce privește sectorul socialist, adică IAS-urile, trebuie să spunem că ele au fost considerate și înainte de 89, dar și în analizele de după 89, ca un sector cu o bună productivitate, care a atras investiții, mai ales în perioada Ceaușescu, importante. Deși cifrele arată că aproape la toate capitolele, producțiile erau inferioare față de marele sector colectivist reprezentat de CAP-uri. De exemplu, la producția de cereale, doar 19% era asigurată de IAS-uri, față de CAP-uri cu un procent mult mai mare. La ovine, doar 6%. Deși sectorul acesta socialist, IAS-urile dețineau peste 24.000 de tractoare, în medie cam un tractor la 83 de hectare, revenea unui IAS. Numărul salariaților care lucrau în acest sector era de 261.000, dintre care foarte mulți erau specialiști, în medie, într-un IAS lucrau 43 de
specialiști, asta înțeleg, ingineri agronomi, zootehniști, medici veterinari și așa mai departe. Un singur domeniu arată o superioritate în privința cifrelor la producția de porcine, IASE-urile întreceau CAP-urile, având 31% față de numai 15% la cooperativele agricole de producție. În ce privește sectorul, marele sector colectivist, numărul persoanelor care lucrau efectiv, adică al cooperatorilor, care spre deosebire de cei care erau angajați în IASE-uri, nu erau de fapt salariați, este în continuă descreștere în perioada Ceaușescu și el ajunge la 1.900.000 față de 4 milioane, jur de 4.500.000 cât existau în 1962. Însă CAP-urile, având în vedere și suprafața deținută, dar și ponderea celor care lucrau efectiv în acest sector, domină aproape la toate capitolele, cu excepția, sigur am spus, a producției de porcine, unde IASE-urile au un avans. În rest, la cereale, bovine și păsări, producția este superioară față de IASE-uri. Acum trebuie spus că regimul a avut o politică diferențiată față de loturile individuale pe care, loturile folosință pe care țăranii le păstrau după intrarea în GAC, mai târziu CAP, conform legislației din mai precis din 1953, ei puteau să rețină în proprietate casa, eventual un graj dacă l-aveau, sau cotet de păsări, inventarul agricol mărunt, deci nu mașini, unelte, o vacă, doi viței, o scroafă, unul până la trei porci, 10 oi și până la 20 de stup, păsări și iepuri nelimitat și un teren, un lot în folosință de 30 de ari. Lotul se micșorează în 1972 la jumătate, la 15 ani, în schimb se mărește, să zicem, cota de animale pe care o gospodărie particulară le poate avea în proprietate. De exemplu, poate deține 3 bovine până la 15 oi și nelimitat porci, păsări, iepuri și stupi. Se întâmplă însă, la începutul anilor 80, pe de o parte, datorită nerentabilității sectorului colectivist, pe de altă parte, observația evidentă că aceste loturi date în folosință puteau încă să producă destul de substanțial, începe să crească presiunea administrativă, mă refer la decretul Consiliului de Stat 93 din 1983, când îi se impune fiecarei gospodării țărănești să crească cel puțin o vacă, 10 oi, un porc, 15 găini, 15 găini pentru ouă, 50 de găini pentru carne. Este, de fapt, începutul, sau mai bine zis, o revenire la sistemul de contractări și achiziții din anii 50. Măsura fusese anunțată încă de la Conferința Națională a PCR din 16-18 decembrie 1982, când Ceaușescu, încercând să descrie un viitor luminos al țărănimii, spune: dorim să construim un socialism nu al sărăciei, ci un socialism al belșugului, al bunăstării poporului. Dar, de fapt, această bunăstare a poporului, conform acestor decrete pe care vi le-am menționat, avea în vedere colectarea aproape impusă țăranilor, pe modelul colectărilor obligatorii, al cotelor obligatorii din anii 50.
În continuarea legislației privind contractările, decretul, un nou decret 70 din 1984 mărește cantitățile pe care țăranii erau obligați să le contracteze la fondul centralizat. Acest lucru întâmplându-se, după cum se poate observa, pe fondul, deci perioada în mijlocul anilor 80, deci o perioadă în care presiunea exporturilor corelată cu nevoia de a achita datoriile externe punea o mare presiune pe securitatea alimentară a României. Am spus că presiunea administrativă vine de fapt ca o prelungire sau ca o soluție la ineficiența marelui sector colectivist. Ea a fost explicată prin mai multe cauze, dar am să le spun doar pe cele mai importante. Pe de o parte, centralizarea planului, se știe că decizia de a cultiva, de a crește animale și așa mai departe, deci decizia de a managementul fiecarei unități colectiviste nu aparținea respectivei unități, ci ea venea de la nivel central, apoi se distribuia prin direcțiile județene și ajungeau toate planurile de producție gata făcute, puse pe masa președinților de CAP-uri care trebuiau să le pună în aplicare, indiferent de realitățile de pe teren. A doua cauză ține de dotarea tehnică. Am spus că IAS-urile aveau oarecare autonomie și dispuneau de suficiente utilaje pentru a-și susține lucrările agricole, în timp ce CAP-urile au stat tot timpul în dependența stațiunilor de mașini și tractoare, de unde trebuiau să închirieze pentru lucrările agricole tractoare sau combine. A treia cauză este, evident, lipsa de interes a țăranilor cooperatori, venitul fiind aproape constant la 80% din cel și sub 80% din cel promis. Deci un venit absolut insuficient pentru a asigura subsistența. Din acest motiv apare și navetismul, țăran care lucrează și la CAP și lucrează și în orașele apropiate. A patra cauză, care de fapt o putem vedea și din perspectiva unui efect al ineficienței, este faptul că statul nu recunoaște și conducerea de partid nu recunoaște ineficiența sistemului și continuă să acorde credite. După ce aceste credite se acumulează, urmează cam la un ciclu de 8-10 ani descărcarea de datorii și CAP-urile o iau de la zero cu creditarea, dar e un ciclu care se repetă. Am aici un singur exemplu, o cifră. De exemplu, în județul Constanța, din 130 de unități de CAP-uri, doar 7 aveau beneficii. Restul lucrau în pierdere, constant în pierdere. Deci acestea sunt cifre oficiale, nu sunt recalculate după 1990, sunt chiar cifrele comunicate la vremea respectivă. Nu, astea sunt cifrele reale din bilanțurile fiecărui CAP, cel puțin la nivelul unui județ. În contrast, gospodăriile populației, deși dețineau doar 12% din suprafața agricolă, față de CAP-uri care aveau 60%, aveau producții destul de mari, am să dau câteva exemple, la bovine 34%, destul de apropiat de ce produceau CAP-urile. La porcine chiar aveau peste producția CAP-urilor, adică aveau 28% față de 15% la CAP-uri. De asemenea, întreceau producția de ovine la CAP-urilor 48% față de 34%. Aceste cifre arată că
deși loturile acestea erau foarte mici, însumate la nivel național, ele dădeau pe anumite segmente producții superioare CAP-urilor. Și ultima parte, o să o consacru așa zisei revoluții agrare, noua revoluție agrară, o sintagmă și de fapt un program lansat de Nicolae Ceaușescu, în spatele căruia s-ar putea bănui că regimul intenționa să investească mai mult în modernizare, în eficientizarea agriculturii în România. Noua revoluție agrară este un program care e lansat în 1981 și el, de fapt, domină ultimul deceniu de comunism din România. Obiectivul, sigur, era foarte optimist. Ceaușescu vrea să crească producția agricolă cu aproximativ 25% și anual anunța că România va produce până la 28 de milioane de tone de cereale și trebuie spus că cel mai mare nivel de producție a fost atins în 1984, dar el a fost sub 20 de milioane de tone. Deci niciodată România nu a atins acest prag record de 28 de milioane de tone de cereale. Pe scurt, ce urmărea această nouă revoluție agrară? Și, până la urmă, arată care era gândirea lui Ceaușescu față de agricultură, unde, bineînțeles că ochiul era îndreptat mai ales către sectorul colectivist. Reducerea cheltuielilor, spunea el, și ce înțelegea prin reducerea cheltuielilor? Citez, pentru că arată gradul de înțelegere a lui Ceaușescu față de cum ar trebui făcută agricultura modernă. Iată ce spunea el, citez, referindu-se la cum se construiește în aceste CAP-uri. Se referea la grajduri, instalații și așa mai departe. Să renunțăm la prefabricate, zicea el, la fier beton, la ciment, la vată minerală sau la alte izolații chimice. Să folosim materiale tradiționale. Aici el nu spune ce fel de materiale tradiționale, nu știu, se referă la... Dar e de întrebat, fiindcă dacă nu mai folosești ciment, fier beton și pentru izolație, vată minerală și prefabricate, te întreb oare cu ce mai poți să construiești aceste obiective, mai ales pentru zootehnie. Al doilea obiectiv, care arată iarăși cum înțelegea modernizarea, să se recolteze manual floarea soarelui și porumbul. Deci, nu achiziționarea sau fabricarea de combine sau de utilaje moderne, ci revenirea la o recoltare manuală. Al treilea obiectiv, specialiștii să se mute la țară. Se știe că s-a adoptat în 1981 și un act normativ prin care nu numai specialiștii din agricultură, dar și profesorii, toți cei care lucrau la țară, trebuiau să se mute cu totul acolo, adică să-și facă buletin de localitatea respectivă. A patra prioritate a lui Ceaușescu, cetățenii să nu se mai aștepte ca să-i hrănească statul. Deci, această cerință, acest obiectiv al noii revoluții agrare, a anunțat, de fapt, programul de autoaprovizionare a fiecărui județ, a fiecărui oraș și, de fapt, a anunțat programul de alimentație științifică a populației anunțat în iulie 1982. Prin autoaprovizionarea a fiecărui județ, a fiecărui oraș, Ceaușescu înțelegea, spre exemplu, posibilitatea de a cultiva în parcuri legume sau floarea soarelui. Și fiecare metru pătrat, citesc din Ceaușescu, fiecare metru pătrat de pământ să fie cultivat, să producă, indiferent cine este deținător al pământului. În ce privește acest program?
de alimentație rațională, de alimentație științifică. Trebuie spus că cotele de, nu cotele, ci pragurile de calorii zilnice erau diferențiate. De exemplu, o familie, spunea de muncitori, trebuie să consume peste 3000 de calorii pe zi, de persoană, în timp ce o familie de pensionari numai 2200 de calorii și programul prevedea și ce anume ar intra sub această... Da. Închei prin a spune că lucrurile acestea par extrem de bizare în anii 80. Pe de o parte, pentru că avem cine a parcurs literatura de specialitate, este conștient de faptul că România a investit și în anii 50-60 și sub Ceaușescu a investit destul de mult în modernizarea agriculturii. De exemplu, România a reușit să construiască 6 uzine pentru tractoare care aveau o producție anuală de 30.000, aproximativ 30.000. Ministerul Agriculturii avea 12 uzine care produceau utilaj agricol și existau de asemenea 4 uzine care produceau combine și pluguri. Producția de tractoare, vă dau câteva cifre, în 1970 era 30.000, în 1975 50.000, în perioada 1976-1980 peste 300.000 de tractoare produse, dar trebuie spus că din aceste 300.000, aproape 70% erau exportate. Deci România investea foarte mult în mecanizare, modernizare, dar aproape 70% plecau, cum plecau și alimentele și producția agricolă din România la export pentru a plăti datoriile externe. Deci, iată cum pe de o parte Ceaușescu sigur investea în această producție care ar trebui să, producție de tractoare, să modernizeze agricultura și pe de altă parte punea cetățenii să cultive floarea soarelui în parc. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Văschie. Să invit acum la microfon pe colega noastră Cristian Diac, care ne va vorbi despre continuitate și ruptură în scrierea istoriei Partidului Comunist, proiectul de istoria PCR, sarcina Congresului al 9-lea. Mulțumesc. În conturarea acestei comunicări, care reprezintă o preocupare mai veche de a mea, cei care cunosc ce lucrez știu deja asta, mi s-a părut că seamănă cu unul dintre paradoxurile comunismului. Știți, acele bancuri care circulă, glume, cu în societatea comunistă toată lumea muncea. Deși toată lumea muncea, deși toată lumea avea de lucru, nimeni nu muncea. Deși nimeni nu muncea, totuși planul se realiza, ba chiar se depășea. Și așa mai departe. Gluma continuă. În privința istoriei partidului, paradoxul ar suna cam așa. Deși în Constituția din 1965, Partidul Comunist a fost declarat forța conducătoare a întregii societăți din Republica Socialistă România, o istorie coerentă, sintetică a partidului nu s-a putut realiza până în 1989. Și comunicarea de față își propune să răspundă la întrebarea de ce. De ce s-a întâmplat așa ceva? Amintesc aici că istoria ale partidelor s-au realizat înainte de 1989. Există o istorie a Partidului Conservator, există o istorie a Partidului Național Țărănesc, în schimb o istorie a Partidului Comunist, nu. Deși, și aici continui cu paradoxul, a existat o infrastructură serioasă, o infrastructură instituțională presupusă a se ocupa tocmai cu această problemă, cu reconstituirea istoriei partidului. Deși întrebarea sună generos, răspunsul pe care îl vom contura la concluzii și în parte pe parcursul comunicării nu este chiar atât de, cred eu, cel puțin așa mi se pare acum, dificil de intuit. Aș vrea să integrez efortul de construcție a istoriei partidului într-un efort mai, într-o viziune mai largă a conducerii PMR-PCR,
Armin Nicolae Ceaușescu personal, pentru că pe el va cădea accentul astăzi, despre trecutul mișcării comuniste și muncitorești, cum se numea în epocă. Pentru că nu este vorba aici doar despre istoria partidului anume, ci despre o atitudine mai generală, după în opinia mea, despre trecutul mișcării comuniste. Și trecutul mișcării comuniste înțeleg atitudinea pe care au avut-o față de istoria vie a mișcării, și aici mă gândesc la grupul de ilegaliști, și pe de altă parte de istoria propriu-zisă înțeleasă, așa cum o definim noi astăzi, ca discurs al prezentului despre trecut. În legătură cu istoria vie o să fac doar câteva foarte scurte referiri, tocmai pentru a înțelege mai bine contextul în care s-au desfășurat evenimentele. În privința atitudinii Ceaușescu față de ilegaliști sau a noului regim, lucrurile au demarat spectaculos, dar au sfârșit prost, ca să nu zic lamentabil, și aici avansez ipoteza pe care încerc să o verific, că Nicolae Ceaușescu a fost foarte puțin interesat de această problemă, foarte puțin interesat de ilegaliști ca persoane și de istoria partidului, oricât de ciudat ar părea, mai puțin interesat decât predecesorul său, lucru care s-a reflectat în evoluțiile de după 1968, începând cu 1969. Deși la începutul regimului s-a făcut foarte multă vorbire despre ilegaliști, la Congresul al 9-lea, de pildă, s-au deschis foarte larg porțile partidului, s-au deschis retrospectiv, fiind primit sau acordându-li se stagiu de partid din ilegalitate, în plus față de câți erau la vreo 3.000 de persoane, deci în tot cazul efectivele de ilegaliști au crescut de la 1.000 la jur de 3.500. În al doilea rând, li s-au acordat o sumedenie de privilegii constând în pensii. Sistemul de pensii, totuși, vreau să precizez că nu a fost instituit de Nicolae Ceaușescu, el fusese creat în 1955 de Gheorghiu Dej, că în 1958, în ciuda măsurilor dure luate la adresa ilegaliștilor în urma plenarei din iunie, Gheorghiu Dej nu a atins sistemul de pensii, deci din punct de vedere financiar grupul de ilegaliști nu a fost afectat. La începutul 1965 se anunță o creștere a pensiilor ilegaliștilor prin creșterea plafoanelor la limitele superioare. Însă, problema a fost gândită destul de pe azi pe mâine, într-o manieră nesistematică, ceea ce a făcut ca sistemul să tranșeze în foarte scurt timp, să fie probleme numai financiare cu asigurarea acestor pensii, pentru că legislația, evident, dispunea pentru viitor, dar s-a hotărât atunci și o recalculare a pensiilor aflate în plată. Deci, influența a fost asupra întregului grup. Și problema mai gravă a fost un crash, o cădere a sistemului sanitar, pentru că în virtutea calității de ilegalist puteai să accesezi serviciile medicale din rețeaua specială a partidului, care dintr-o dată s-a văzut asaltată de un număr foarte mare de ore de spitalizare, zile la sanatoriile speciale și așa mai departe. Problema pensiilor se rezolvă în 1967, într-o primă fază, când pensiile speciale ale ilegaliștilor se desfințează și se introduc în sistemul general de pensii, adică sunt reglementate de legea generală a pensiilor dată de noul regim intrat în vigoare la 1 ianuarie 1967. Și, în sfârșit, ultimul decret în vigoare este abrogat în 1969. Deci, cu aceasta, așa zisele privilegii ale ilegaliștilor s-au diminuat considerabil, rămânând valabile cele discuse până atunci. Și în sfârșit, față de ilegaliști, în general, ca și grup, și după aceea o să mă refer la istoria propriu-zisă, a fost chestiunea cu reabilitările, plenara din aprilie 1968, care a fost cea mai spectaculoasă din punct de vedere imagologic, din punct de vedere al reacțiilor pe care le-a strânit atât în țară cât și peste hotare. Însă, după mine, anul 1968 reprezintă un punct de terminus al poveștii de dragoste dintre noul regim și vechii membri ai partidului. Cu puține zile înainte de plenara din aprilie, tot în luna aprilie, a avut loc o ședință a secretariatului, în care s-a discutat despre pensiile ilegaliștilor, despre care am vorbit un pic mai devreme, în care Ceaușescu s-a exprimat foarte dur
la adresa ilegaliștilor în general și a pretențiilor pe care ei le au, mutând accentul dinspre activitatea desfășurată în ilegalitate către ce a făcut după 23 august. Ceaușescu a spus, pentru mine important este ce a făcut după, nu ce a făcut înainte. Iarăși, cu un cinism caracteristic lui, s-a ridicat împotriva celor care solicitau pensie pentru activitatea anumită tineretului comunist, așa cum fusese și el, întrebându-se retoric ce activitate a putut cineva să desfășoare până la 25 de ani, uitând că și el însuși cea mai mare parte a activității din ilegalitate o desfășurase la UTC sau, în tot cazul, în calitate de tânăr membru. Oricum, deja sunt două discursuri, practic. Una se spune la plenara de la sfârșitul lunii aprilie, alta se spune într-un cadru restrâns, când Ceaușescu are nenumărate luări de poziție foarte dure. Bun, acum referitor la istoria propriu-zisă, odată cu Congresul al IX-lea, se accentuează o tendință deja existentă, deja marcată, cam devenită pregnantă după declarația din aprilie din 1964, anume aceea de a subordona, de a integra istoria Partidului Comunist în istoria mai largă a patriei, în istoria națională. Desigur că, din punct de vedere metodologic, acum, profesional vorbim, putem să spunem că nu e greșit, că este chiar de recomandat să nu decupezi o temă foarte mică și să pui o lupă pe ea, pentru că atunci s-ar putea să-ți pară mai mare decât este realitate. Și întotdeauna contextualizarea ajută, îți dă dimensiunea mult mai corectă a fenomenului sau în orice caz creează premisele pentru. Dar mă tem că Ceaușescu nu rațiuni de ordin metodologic, de metodologia cercetării l-au mânat în luptă, ci ceva mult mai pragmatic și anume, după cum se va demonstra, pur și simplu pentru el istoria partidului cred că a fost un lucru prea mic. A fost ceva cu care oricum nu că nu avusese legătură, pentru că Ceaușescu a fost ilegalist în sine, însă el era mult mai puțin atașat de ideea de ilegalitate și de istoria partidului în ilegalitate decât fusese predecesorul lui. Vorbind de la această idee forță, acest concept, infrastructura instituțională a fost modelată după potriva lui. Anume, Institutul de Istoria Partidului s-a reorganizat în 1966, s-a reorganizat în sensul extinderii domeniului de competență a Institutului, care coboară până la secolul al XV-lea. Pentru că Ceaușescu anunțase la Congresul al IX-lea, desigur, există și istoria partidului, însă noi trebuie să privim lucrurile în dinamică, trebuie să privim istoria poporului și pe unde se situează partidul în devenirea de veacuri a românilor. Deci, dintr-o dată, exista un sector la Institutul de Istoria Partidului care își schimbă denumirea cu ocazia acestei reorganizări din 1966 în Institutul de Studii Istorice și Social-Politice. Deci, dintr-o dată, aceasta este a doua observație. Nu se mai numește Institutul de Istoria Partidului, ci Institutul de Studii Istorice și Social-Politice, ceea ce arată o lărgire încă din titlu a domeniului de interes, a problemelor abordate. Iarăși, spre deosebire de epoca anterioară, odată că se diversifică paleta de preocupări, în al doilea rând, ponderea propriu-zisă a istoriei partidului în ilegalitate scade. Ea revine unui singur sector. În schimb, două sectoare se ocupă de istoria partidului secolului al XIX-lea, de ce s-a numit mișcarea socialistă, începuturile din secolul 20, deci până la 1921, până la fondarea partidului, și după aceea, mă rog, sectoarele de la limitele superioare se ocupau de după 23 august, perioada după 23 august, exista un sector de memorii, exista un sector de teorie, de teorie, ăsta e cuvântul potrivit. În sfârșit, un alt indicator... Un alt indicator este viziunea regimului vis-a-vis de muzee. Odată cu venirea lui Ceaușescu la putere, scade semnificativ importanța muzeului de istoria partidului. Ceaușescu și-a dorit un muzeu nou, care s-a și realizat, respectiv muzeul de istorie
națională, s-a implicat destul de sistematic în discuțiile premergătoare inaugurării, care ar fi trebuit să se producă în mai 1971 la cea de-a 50-a aniversare a fondării PCDR, însă din motive administrative care au ținut de constituirea patrimoniului, găsirea unui sediu adecvat, lucrările de consolidare care s-au făcut la sediul respectiv și aia mai departe, inaugurarea s-a amânat până în 1972. Cert este că Ceaușescu a presat sistematic pentru realizarea acestui muzeu, deși avea, bine mersi, un muzeu de istorie a partidului. Tot în reconfigurarea concepției muzeistice au intrat și rediscutarea și reamenajarea expozițiilor de bază ale muzeilor aflate în țară. Și aici, istoria partidului începea cu dacii și romani, începea cu epoca veche. Deci, practic, istoria partidului era așezată într-o succesiune cu o cronologie extrem de extinsă. Nu se pleca, în unele cazuri, începeau cu secolul al XIX-lea, dar majoritatea expozițiilor de bază, inventariată de Cornel Ilie într-o lucrare recentă despre istoria muzeelor în timpul regimului comunist, plecau majoritatea din epoca veche. În sfârșit, în legătură cu manualul, cu istoria partidului, acesta a fost un proiect mai vechi al epocii Dej. A început în 58, discuțiile au început în 58. Au fost antamate mai multe colective de lucru, a fost temă de plan a Institutului de Istoria Partidului. S-au realizat colective de lucru, s-au distribuit capitole, șef de colective, cam ce se face în general într-un institut de cercetare. Însă, în 1964, la nivelul Comitetului Central, s-a constituit o comisie prezidată de Gheorghiu Dej însuși. Însă, locul principal îl avea Leonte Răutu, locul executiv, care ar fi trebuit să vizeze și să primească la citit capitolele realizate până atunci și să dea un girul de corectitudine politică, așa cum am spune noi astăzi. Comisia, din motivele lesne de înțeles, nu s-a întâlnit foarte des. După 1964, după declarația din aprilie, cursul schimbându-se dintr-o dată, atât cât se scrisese, a căzut în desuetudine și au trebuit să ia lucrurile de la capăt. Istoria partidului a fost temă de plan și a fost un fel de, trebuia să fie contribuția Institutului de Istoria Partidului la Congresul al IV-lea din 1965. Redenumit ulterior Congresul al IX-lea. Nu s-a realizat pentru Congresul al IX-lea. Ceaușescu asumă din nou această sarcină, o anunță la Congres, ca pe un lucru de făcut în viitorul foarte apropiat. Lucrurile păreau să intre pe un făgaș normal, să fie cât mai aproape de finalizare. Însă, iarăși, lucrurile s-au tergiversat. În legătură cu sursele, aș vrea să spun foarte puțin, fondul ISISP, Fondul Institutului de Studii Istorice și Social-Politice de la nivel național, încă nu este dat în cercetare, înțeleg că se lucrează la fond și că va fi dat foarte curând. O sursă bună, în afară de, sigur, dovezile circumstanțiale pe care le putem noi găsi în diverse fonduri de arhivă, pentru că, în acest caz, evident, nu este de așteptat că vom găsi undeva scris negru pe alb, domnule, noi n-am vrut să scriem istoria partidului, de fapt. Și aici, întotdeauna, dovezile vor fi doar circumstanțiale și prin analiză, prin deducție. Există o sursă bună, memoriile lui Titu Georgescu, un istoric de la Institutul de Istorie a Partidului, are o biografie consistentă, a predat și la universitate, a fost rector al Universității din Craiova și memoriile acestea, între alte considerații ale autorului, au meritul că pur și simplu consemnează notițele lui Titu Georgescu, luate în timpul ședințelor Consiliului Director, pentru că el a fost la un moment dat și șef al revistei Anale, revista editată de institut. Prin urmare, dă ordinea de zi, cine a participat, cine a luat cuvântul, ce a spus și așa mai departe. Deci sunt genul de informații pe care presupun că le-am găsit și la fondul respectiv de la arhive.